La mănăstirea Hadâmbu din județul Iași a fost oficiată astăzi, 6 decembrie 2018, slujba parastasului pentru schimonahul Serafim Bozariu, mutat la domnul în dimineața zilei de 4 decembrie 2018, la vârsta de 93 de ani. Slujba a fost săvârșită de către arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, alături de un sobor de preoți, după sfânta liturghie în cinstea Sfântului Ierarh Nicolae. Au participat membrii ai familiei, precum și numeroși pelerini veniți în această străveche așezare monahală. Și pe nu ca să se iertem noi toată greșeala cea de voie și cea fără voie. Zisa Domnul către iudei care crezuseră întrânsul, aceasta este voia Tatălui meu, ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică, și eu îl voi învia în ziua cea de apoi. Celui veșnică pomenire, Hristos a înviat din mort, o moară de moarte, pământ și despre viața și virtuțile schimonahului Serafim a vorbit la final preotul Emanuela Petrei de la parohia Frunziș Mironeasa, județul Iași. L-am cunoscut personal acum un an și jumătate, părințelul Serafim, cel care a oferit și a dăruit sfaturi și învățături tuturor pelerinilor, ucenicilor, închinătorilor și binefăcătorilor acestei sfinte mănăstiri. Îl rugăm pe bunul și milosivul Dumnezeu, pe preasfânta născătoare de Dumnezeu, să-l așeze în corturile drepților cu sfinții, iar pe părinții acestei mănăstiri să-i întărească și Maica Domnului să ne călăuzească pe fiecare dintre noi totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. La rândul său, arhimandritul Nicodim Gheorghiță a citit un scurt testament al schimonahului Serafim, unul dintre cei mai evlavioși monahi pe care i-a avut mănăstirea Hadâmbu în istoria recentă. Și eu am fost ca voi și voi veți fi ca mine. Lăsați-vă de toate, gândiți-vă la moarte. Nimic nu e cu tine de pe acest pământ în întunecatul mormânt. Dumnezeu să-l odihnească. A iubit foarte mult sfinții. Spuneam aseară că când m-am întâmplat să fiu în magazinul bisericesc, așa aș lua rămas bun de la sfinți, de la sfintele icoane care erau pe rafturi în magazin. Scumpii mei sfinți, plec la chiliuță, iertați-mă. Și tot timpul cu rugăciunea minții, dar la vârsta lui, s-a auzit un bătrânel, un monah, la 93 de ani, că mă doare sufletul că nu văd să-mi fac canon. La primul
cuvânt al Sfinției sale, trimitea poporul la Maica Domnului și apoi veniți înapoi să vă mai dau câteva sfaturi. Dar dacă nu veți crede și nu vă veți nădăjdui, atunci nu o să vă mântuiți, nici nu o să vă tămăduiți. Slujba înmormântării schimonahului Serafim va avea loc sâmbătă 8 decembrie 2018 de la ora 10:30 și va fi precedată de Sfânta Liturghie. Pelerini din țară și străinătate sunt așteptați să se roage pentru odihna sufletului schimonahului Serafim, cel ce vreme de mai mulți ani a povățuit mii de oameni greu încercați de greutățile vieții și de felurite nevoi.